Deci ești nemulțumită de guvernare. Dar au fost vreodată ghini? Da, păi cum au fost până am și ești de-amul tot așa, cred. Adică rău, din rău mai rău, da? Da, păi și cred că și mai ghini. Și dar înseamnă că nici nu duci la alegeri sau te duci? Nu e să alegem, dar să alegem, dar să alegem. Nu mă alegem, da, trebuie de văzut. Trebuie să scate și de lume, numai să-i votăm. Apoi lumea ar trebui să ceară, da? După ce o ales, și pregătit să scrie petiții, să meargă la protest, nu? Lumea cere, dar pe altă Maidane avem, sunt la oraș, sunt mai departe de oraș, au canalizații, dar noi suntem de aproape și nu avem o canalizație. Și nici drumul văd că nu e chiar gata. Apoi bun așa? Tot nu e bun. Măcar cât de cât să-l facă, vă voleac măcar, da, așa. Și ați scris vreodată vreo petiție la primărie, la guvern? Dar primarul știe ce drumuri avem. Dar cred că nu-i dă nimeni nici să fac, dacă chiar, dar ar face. De eu odată s-au făcut lungini, au pus lungini. Nici lungini până nu avem pe străzi. Și la pensii, când am, eu n-am ajuns, la cei care au pe la 2000 le-au dat 600 de lei. Dar nouă nu ne-au dat, că dacă avem peste 2000, gata, nu trebuie să ne dea. Dar noi tot am muncit chiar sărași lichiți pământul. Dar noi tot suntem lichiți pământul, că eu am muncit pentru banii ăștia. Un cât de ani, 43 de ani, să muncești să dai o pensie de 2000 și ceva, și când colo nici 600 nu le-au dat la sărbători. Și așa se face. Am înțeles. Mie îmi pare că la cei din guvern ieși eu și singuri, fără să le dea ei. Trebuie să pui la tăț. De acord. Tot una, să le dea ei. Tăț, așa la care nu au muncit, așa i-au dat și ajutor și dă și pensie. Dar așa care au muncit, îi dă pensie, dar ajutor nu vor să dă ei nică. Cred, nu-s poate, Dragoș, nu-s poate. Nepoței. Da, aici sunt nepoței, e ca n-ai lucrezi numai pentru tău și trebuie să le curgeva una de alta, să-i dai și le ia să călești și nu să ajungi nici șleafă, nici pensie, nu să ajungi. Dar eu ar trebui și așa de acasă la anii ăștia. Dar pau și părinți, nu? Nu sunt mulți, dar părinți, dar părinții își plinesc și părinții. Și aia, stai leafă care prindesc părinții mei? Depinde unde lucrează. Și lucrează pe la bănci, pe la... Aici în Moldova 45.000 mai mult noi. Dar este 45.000, el merge pe, în două zile, e cheltuit 1.000 de lei și n-ai ce vede. Dar cât trece salariul ca să fie bun? Salariul ca să fie măcar vreo 10.000. Ca să ajungă să te... cu tăcelea să ai. Ia că numai pe lemne, numai lemnele costă la 8.000 acum. Și străiești. Și cărbunii costă la 8.000 și străiești. N-aveți gaz aici? N-avem gaz. Este gaz, dar nu tras tăți, că nu au avut posibilitatea să trai. Și chiar și ieși la gaz. La gaz trebuie să plătești pe iarnă, da? 45.000. Apoi salariul ăsta cum să șezi cu gazul ăla? Tot nu poți să vii cu gazul ăla. Și trebuie o leac să iei măsuri, o leac să ai stem, să dai la lume leafa, să o mai mărească, să o mai fac ceva. Eu un lucru șed acasă, mă hodnesc la 60 de ani, trebuie să muncesc, mi-a leafa, nu-i ajunge 3.000 de lei. Eu mă duc ea ca pe medicamente, am ea 1.000 de lei trebuie să dau. Și apoi când mi-ai dai rețetele cele aia, trebuie grămăția mie. Apoi și străiești. Și trebuie și pașaportul? Da, vă rog.